Bună, Valentin și Cristina, discutăm acum imediat că tu ai venit din Canada ca să poți să ajuți oamenii, nu? Da, deci ideea mea a fost că am făcut foarte multe chestii în viață și am zis să fac și slujire. Adică ideea mea este, nu, adică voluntariatul acesta este cu scop de slujire. Deci slujirea în forma cea mai pură, nu, fără să spui nu, fără să spui că ceva nu poți sau nu ai timp. Deci slujirea, când este nevoie de tine, să te urci în mașină, să duci alimente, de exemplu, la persoane defavorizate sau care au mulți copii. Asta faci tu acum. Da, și o să urmeze probabil din februarie, la sfârșitul februarie, o să începem o să mă ocup de meseria de inginer, în sensul că o să coordonez niște proiecte de construcție. Super. Ce frumos. Pentru oamenii Dar sărmani. tot voluntariat, da. Pentru oamenii sărmani. Da, deci numai pentru ei facem, da. Le construiești casă. Da, trebuie cineva să fie atentă, să se respecte proiectul. E un fel de diriginte de șantier, dar pe lângă atribuțiile diriginte de șantier, adică de coordonare a calității tehnice, trebuie să fie și pentru îndrumare la lucrările ascunse. Am înțeles. Lucrările ascunse? Lucrările ascunse, de exemplu, în fundație, după ce se toarnă fundația, Da. se acoperă cu pământ. Și înainte de a se acoperi, trebuie să vezi dacă este calitatea hidroizolației ca lumea. Am înțeles. Bun. Hai să punem întrebarea lui Cristina. Începe. Salut, Mona! Bună ziua! Probabil că, nu știu dacă, m-am întrebat pe Marius că ce fel de subiect să discutăm. Eu v-am auzit pe dumneavoastră niște videouri și mi-a plăcut foarte mult modul de abordare și modul absolut calm în care răspundeați la întrebări. Cred că ne asemănăm puțin. Eu studiez de 45 de ani, 40-45 de ani aproape, spiritualitate, să zicem așa, dar am început cu Republica lui Platon și de acolo a început drumul în viață cu întrebarea cine sunt eu, ce caut aici, care este sensul vieții. Și prima întrebare ar fi dacă dumneavoastră ați putea să ne faceți așa, să zicem, un fel de sumar al tranziției dumneavoastră în spiritualitate. Da, sigur că la fel am început și eu, adică căutând, citind, așa mai departe. Toate întrebările astea, însă, în cazul meu, au venit urmarea unor situații în care sufeream, adică aveam neînțelegeri, nu pricepeam niște lucruri, nu înțelegeam, nu știu ce, adică nu cumva am stat așa liniștită și calmă și mi-am dat eu seama să-mi pun niște întrebări și așa, pur și simplu, din experiența mea, încercând să înțeleg sensul unor lucruri, al meu, menirea, misiunea, ce înseamnă Dumnezeu, adică am avut o foarte mare căutare, însă, de fapt, practic, începutul meu și tot traseul meu a fost doar legat de scriptură. Foarte târziu, adică după 30 și ceva de ani, eu am mai citit și altceva, să zic, și fiind atât de legată doar de Sfânta Scriptură, de Sfinții Părinți, de Filocalii, de Pateric, de nu știu ce, când nu ai o îndrumare corespunzătoare, adică cu alte cuvinte, mai ai și un ego mare din ăsta, tu în timp ce suferi, nu ți se deslușesc lucruri și este foarte frustrant. Și de aceea eu insist și mă prezint sau dau un exemplu sau zic și eu câte ceva, pentru că noi cumva nu avem un punct, un start de unde să plecăm și fără ajutor, din punctul meu de vedere, eu găsesc că este dificil drumul acesta. Adică totuși îți trebuie niște informații, îți trebuie. Dar încă o dată, ca să spun despre mine exact, eu doar scrierile Sfinților Părinți, Scriptura, mă rog, Patericul, tot ce înseamnă, eu știu, dogmatică, liturgică, absolut tot ce puteam citi din Ortodoxie. Atât. Sigur că l-am citit și pe Platon, sigur că am citit și scrisorile, sigur că. Da. Dar baza este alta, da.
Da, e interesant. Dacă ar fi să vă întreb din Sfinții Părinți, care v-au plăcut mai mult? Pot să, cum să zic, să extrag așa doi care să zic că îmi sunt preferați. Îmi place absolut, toți vorbesc aceeași limbă, adică nu e mare diferență, spun aceleași lucruri, aceleași teme, le abordează așa. Însă îmi place Sfântul Maxim Mărturisitorul foarte mult, îmi place Sfântul Simeon, nou teolog, foarte mult. Adică aceștia îi citesc mai degrabă, să zic, sau pot să înțeleg mai bine lucruri sau așa. Dar am foarte mulți care îmi plac. Îmi place Scara, Sfântul Ioan Scărarul, îmi plac mai mult. Dar Sfântul Maxim Mărturisitorul, parcă îmi place foarte mult. Și Sfântul Super. Simeon. Da. Super. Referitor la întrebări, la, să zicem, ca să întreb așa în cunoașterea pe care Marius o, să zicem, o propovăduiește la oameni Da. sau, să zicem, acest curent care, din punctul meu de vedere, inclusiv în Occident, ar trebui cunoscut și am vorbit chiar cu Marius să facem ceva în sensul ăsta. Pentru că eu știu foarte multă lume care suferă și probabil că dacă ar trebui să pornească din România acest curent spiritual și nu vreau să-i spun nici ideologie, nu vreau să-i spun nici filozofie, nu vreau să-i spun nici religie, aș vrea să-i spun un curent spiritual sau să zicem o cunoaștere de alt tip. Ce părere aveți dumneavoastră despre cărțile lui Marius? Sigur că am o părere foarte bună despre cărțile lui Marius, de aceea sunt și aici ca să susțin această cunoaștere, că altfel nu eram prezent aici, adică mi-am făcut și eu această introspecție. Am o părere bună, însă am aceeași părere să nu forțăm. Adică eu înțeleg foarte clar că este un moment foarte precis pentru fiecare, este ca o dospire, așa. Și noi, în momentul în care încercăm să zic cumva agresiv sau invaziv, așa, să încercăm să prezentăm, să impunem. Dacă însă putem să promovăm, fără să, cum să, doar prin exemplu, fără să inițiem ceva concret, în sensul că să vrem să modificăm ceva și să fim de folos și așa, eu sunt pro. Încă o dată spun, mi se pare foarte profundă această cunoaștere și foarte înaltă măsura. Eu așa o găsesc, înaltă. Și atunci ea pare simplistă așa când o vorbești, însă omul trebuie să treacă prin niște etape. Nu e așa că pur și simplu înțelege din prima, fiindcă are mult de lucru cu el. Adică avem de lucru cu noi pe traseul ăsta. Din Aveți păcate. dreptate și aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră și cu Marius. Am vorbit cu niște doamne din Canada care studiază de ceva vreme, mă refer la cel puțin la partea estică, filozofia estică sau est-indiană, est-indian sau așa și ascultând, să zic, videourile cu dumneavoastră și cu Marius, mi-a spus că sunt foarte apropiate de ceea ce spuneți dumneavoastră, prin faptul că aveți o abordare puțin mai, să zic așa, mai relaxată în ceea ce privește. Pentru că există această tendință ca toată lumea să lovească în femei și dânsele consideră că sunteți, într-un fel, la modul în care vorbiți, sunteți. Într-un fel, nu ca un avocat, să zicem, dar îndulciți, că nu e așa de ușor pentru doamne, înțelegeți? Da, sigur că înțeleg pentru că am parcurs traseul ăsta. Adică, eu spun așa, dacă permanent dăm vina, cine începe? Adică, noi trebuie să realizăm că suntem cumva într-un hău, așa, deraiat, am deraiat puțin ca și umanitate, ca și specie, noi oamenii, puțin am luat-o pe arătură. Și atunci avem tendința asta să zicem nu, să înceapă celălalt, nu, să facă bărbații. După aceea bărbații zic nu, faceți voi. Dați voi, iubiți voi, că la voi e chestia asta. E, cât timp durează meciul ăsta, nu o să înceapă nimeni. Și atunci eu zic așa, sunt de acord,
că trebuie să înceapă femeile, indiferent că cred că au 80%, că n-au, că nu știu ce, mi se pare mai corect ca iubirea, mai corect, mai drept, așa, ca iubirea să fie manifestată de către femeie sau reînvățată, refăcută. Deci sunt de acord cu lucrul ăsta. Însă, până femeia nu trece printr-un purgatoriu, ea trebuie să treacă printr-un purgatoriu, femeia actuală mă refer, unde noi am fost pe contrasens de 40, 50, 80 de ani. Și atunci tu trebuie să treci printr-un purgatoriu ca să ajungi să poți să manifesti curat aceste lucruri pe care Marius le spune. Și atunci de aia intervin și spun, hai să avem puțin de îngăduință, să o înțelegem, să-i permitem și doar să vedem la ea că începe. Adică, ok, începem, am înțeles că de la noi vine, că noi suntem responsabile, că, dar îngăduința o vreau doar pentru traseu. Adică cădem foarte des, e greu, ducem în spate fiecare dintre noi un neam întreg, adică eu nu sunt doar eu și așa mai departe. Și atunci aici vin și zic că avem nevoie de o direcție, da? Cu noi trebuie să începem, este foarte clar lucrul ăsta, dar nu de o presiune, în sensul că nu este simplu, pentru că dacă ai fost sau ești în fundul iadului, doi, mai ales dacă suferi. Deci noi am suferit foarte mult dintr-o sensibilitate, din niște trăi, din nu știu din ce cont, habar nu am, suntem foarte, cum să zic așa, distruse într-un fel, să spun, până ne recompunem un pic și reușim să ajungem la aceste măsuri, spun că e nevoie de o îngăduință, așa, cu repede, repede, repede. De ce? Pentru că trebuie să fie o chestie organică, adică în interiorul meu trebuie să se curețe lucruri, să se așeze chestii. Eu nu pot, eu dacă fac numai la comandă, că mi-au spus unii pe un grup, fac, dar eu până nu parcurg niște timp, pot să fac până leșin. Eu trebuie să am niște timp și de-aia vin și zic, permiteți-ne un pic, faceți-ne să ne înțelegem unde greșim, nu ne învinovățim nici care pe nici care și permiteți-ne această reașezare normal, cum a venit, pentru că am pierdut-o. Deci noi suntem pe arătură, asta este. Cine nu dorește să înțeleagă, nu înțelege, în fine, suferința îi va arăta că a fost pe arătură. Da. Dacă aș putea să fac o remarcă, probabil că ați văzut filmul brazilian No Solar, Casa Noastră sau ceva de genul, înseamnă în traducere, nu mi-am amintesc exact, dar probabil că asta înseamnă, cu medicul acela din Brazilia care a ajuns, să zicem, a trecut la diversiunea cealaltă și la un moment dat a ajuns într-un loc care era, să zicem, ca un fel de spital unde sufletele care veneau de pe pământ erau calmate și liniștite că nu mai au corp și suferința nu mai este chiar atât de puternică. În schimb, la nivelul sufletului, suferința încă era puternică și erau tratați cu apă. Deci singurul tratament era cel cu apă. Și referitor la ce vorbeam cu doamnele din Canada, ele spuneau că ar fi nevoie de vocea dumneavoastră foarte tare, că sunteți foarte mult simpatizate. De ce? Pentru că într-un fel, suferința de care vorbeați dumneavoastră, aceste doamne nu pot să accepte deodată că au suferit și să se expună și să spună nu, nu, totul a fost vina mea și să înceapă această, să zicem, curățenie sau terapie când tu ai programe care vin poate de la 10 generații pe linia feminină și dânsele spun cumva că vocea dumneavoastră este, mă repet poate, vocea dumneavoastră este importantă pentru că această tranziție ca dânsele să se poată vulnerabiliza, să poată să spună cum e și că într-adevăr recunosc că au făcut greșeli și că era un program. De fapt, 95% din populația lumii este adormită. Deodată te trezește o chestie care, în general, să zicem, spontan se întâmplă, trezirea spirituală din suferință și nu înseamnă că accepți totul deodată, e nevoie de un timp. Și dumneavoastră faceți această tranziție, această suferință a lor să fie exprimată
Dar cum? În modul în care o faceți din punctul de vedere a unei doamne, că o doamnă care a suferit și a trecut ar putea să aibă același limbaj. Și asta a fost, să zicem, intervenția mea, dar că permiteți să vă pun următoarea întrebare. Vă rog. Referitor la supunere, am putea să vorbim puțin despre supunere? Sigur. Deci, da, din punctul meu de vedere, avem problemă cu această supunere. Unu, pentru că ne-a fost prezentată greșit, cumva am înțeles-o greșit, nu știu cum, o interpretăm noi cu mintea. Doi, eu sunt pro-supunere, dar dintr-o poziție de demnitate, adică nu dintr-o poziție în care sunt frustrată când mă supun. Încă o dată spun asta, nu va aduce nimic mie ca femeie sau eu știu, misiunii mele sau așa mai departe. Dacă eu în timp ce mă supun sunt frustrată, sufăr, nu-mi place poziția aia secundară sau nu știu ce, înseamnă că încă n-am suferit destul sau n-am metabolizat destul toate lucrurile, încă nu le înțeleg foarte bine. Din punctul meu de vedere, supunerea trebuie să fie un act foarte natural. Adică și ca să ajungem acolo, trebuie să muncim cu noi puțin, trebuie să și suferim, să înțelegem lucruri, să ni se explice, să beneficiem și de o îngăduință și așa mai departe. Adică degeaba te supui dacă n-ai chef și mârâi și cârii. Nu este ok. Supunerea trebuie să fie organică, adică o treabă care tu ai înțeles-o, pricepi de ce o faci, nu-ți vine greu și așa mai departe. Și din prima, noi nu putem trece în etapa asta. Adică nu putem să ne dea cineva o comandă și noi începem. Decât dacă suferim foarte tare sau vrem foarte tare să ne schimbăm. Da, Marius. Mamă, cum mă simt, ești extraordinar. Nu Vreau mi să se întreb, vine. da, vreau să întreb, dar de ce este așa de greu pentru femei să-i dea prioritate bărbatului? Ca trebuie să facă? Pentru că este foarte tare, cum să spun, funcționează de mult timp Ca șefă. pe, da, ca șefă, pe conducere, pe nu știu ce, de mult timp. Trebuie înțeles, așa ne-am, nu știu, ne-au tras încolo, ne-am dus, ne-au ajutat programele, ne-au ajutat, încă o dată spun, este un complex chestia asta, ne și place, știu de la mine că ne place, ne se pare fain, na, vezi că se și promovează, vezi că și ai calități, capacități. Acum nu o să te apuci tu să te supui numai așa de dragul supunerii. Însă, și atunci, pentru că e absurd ce povestim noi acum. Este absurd tot. Adică noi povestim că eu, de exemplu, nu trebuie să-mi tai o mână. Sau eu trebuie doar să fac ascultare de partea masculină. Eu trebuie doar să slujesc. Eu de aia sunt pe aici. E absurd. Dar atât de tare am deviat încât ne-a crescut această parte întunecoasă a noastră și cumva nu mai putem. Zici că ne-au scăzut capacitățile, nu putem. Efectiv. Și atunci eu cred că dacă vedem exemple, dacă înțelegem că e ok că mai și cădem la început, că nu ne iese tot timpul, că facem în premieră lucruri, Marius. Adică noi acum facem în premieră. Noi nu, au făcut poate străbunicile sau așa, că tăceau, dar făceau de frică sau de nu știu de ce, de groază sau că așa se făcea. Tot nu făceau marea majoritate cu tot dragul. Adică ca și cum, mă, pentru asta sunt aici. Ce mă apuc să bat cuie în pereți? Că eu nu sunt să bat cuie și să car mobilă. Eu sunt aici să fac prăjitură. He, dacă de 60 de ani bat cuie, car mobilă, nu știu ce fac. Până mă învăț să fac prăjituri, îmi iau un pic de timp. Știi, până înțeleg aceste lucruri. Până. Plus că este foarte tentantă această chestie, această conducere, foarte tentantă. Încă o dată spun, foarte tare ne place. Trebuie să te lupți și cu tine, și cu Universul, și cu toate constelațiile, cu toți, să vrei să, cum să zic, să nu practici ce practică toată lumea. Adică ai așa un fel de război din asta. Dacă însă, te rog, Nu, răspunde. dacă însă partea noastră așa puțin slabă, să zic, sau întunecoasă, ar fi mai mică, am putea mai repede. Însă noi trebuie să înțelegem că avem o parte pe care am alimentat-o fără să vrem, am moștenit-o,
am cultivat-o prin cultură, prin societate și ne-am întărit-o și funcționăm pe ea, pe partea aia defectă. E mică ea, dar aia face tot circul. Aia mică. Atunci încet modificăm. Da. Eu cred că femeile se răzbună acum pe secole, dacă nu pe mii de ani de supunere pe bărbați. Vreau să te întreb tu personal, poți să reziști să nu calci în picioare un bărbat pe care l-ai în față? Acum pot, dar zeci de ani n-am putut. Ai putut? Nu. Ce l-ai făcut? Păi, concret nu le făceam nimic, dar nu eram deloc de acord cu poziția asta. Nu le făceam concret, adică nu mă luam la harță, nu mă contraziceam, nu, 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 dar nu convenea poziția, adică nu. Acum mă simt confortabil în poziția asta. E bine. Adică dacă zice că fluturii albaștri sunt frumoși, eu zic bine. Dacă zice hai să plecăm în Grecia, zic bine. Dacă zice că stelele apar ziua, e bine. E bine. E ușor, cumva. Nu am această chestie. E înainte, zeci și zeci de ani, și cred că asta se întâmplă multora, practic orice zice, nu-ți convine. Sau îți convine o chestie, alta nu. Și tu aduni atâta revoltă în tine, că toată ziua adunăm puncte din astea, puncte. Nu-mi place nici că îi plac țigările, nu-mi place că nu vorbește prea tare, nu-mi place că nu vine la fix, nu-mi place că nu cară punga, nu-mi place că nu ia copilul, nu-mi place aia, nu-mi place multe neconveniri din astea. Toate. Mă fac toate, toate, că nimic nu ne convine. Atunci mă fac din ce în ce mai imposibilă, mai agresivă, mai, și nu voi putea accepta că, uite, dar cred că e important să înțelegem că nu-i numai vina mea. Adică eu cumva, eu mă nasc cu o doză de agresivitate din asta. Gata, m-am născut cu ea, o cultiv după aia și la un moment dat o am la cote foarte mari. Și chestia aia mă conduce pe mine. Și chestia aia mă face să sufăr și îmi dă tot felul de necazuri, de neputințe, de așa, și trebuie să o schimb. Asta e treaba. Dar întrebare în continuare, dacă femeia înțelege că poate să calce în picioare bărbatul, de ce să nu o facă? Păi o și face. Încă o dată spun că noi tot ce ne este permis, facem. Păi de ce să se oprească să nu o facă, dacă poate? Păi nu oprește decât suferința sau înțelegerea. Altfel nu se oprește. Nici poveste. Decât printr-o suferință teribilă, teribilă, teribilă sau printr-o înțelegere foarte profundă. Altfel nu se oprește. Nu, nu, nu. Nu se oprește. Valentin. Da, vreau să zic că acum mi-a venit chestia asta, Marius, că ar trebui să avem ca, să zicem, ca parte feminină a autorului acestei cunoașteri, deci dacă partea masculină este Marius Ghidel, ar trebui să avem pe doamna Cristina ca parte feminină, ca un co-autor, adică pentru că, vezi tu, uite, și doamna vorbește puțin din punctul de vedere a unei femei, să zicem, dar așa spune, uite, femeia, vezi, poate că s-ar face supunere că, uite, a fost prea rigidă, că nu o face cu integrare organică, dar puțin ce vreau să zic și asta, cumva, dacă ar putea să fie o nouă întrebare sau să putem să elaborăm pe baza acestei chestii. Vedeți, dacă 95% din populația lumii, cu toate că poate și mai mult, nu este trezită, cum ar putea să fie trezită o femeie ca să înțeleagă organic și să înțeleagă, să pătrundă organic că, uite, suferința asta se întâmplă și tu acum ar trebui să fii trezită spiritual și să acționezi altfel și să faci supunere. Că nu ești trezită spiritual. Cum ar veni că un somnambul care merge pe acoperiș face ceva, nu poate fi găsit responsabil, pentru că el este în timpul somnului. Da, păi aici este toată cheia și povestea. Deci ea ori suferă extrem de mult și o trezește, acea suferință, efectiv o trezește, ori are o căutare, efectiv, dar ce pot să vă spun sigur este că cu forța nu va face. Pentru că partea masculină din ea este atât de puternică încât mai bine moare.
Deci cu forța, de aceea vin mereu și spun, îngăduiți, încercați să înțelegeți, fiți fermi, da, suntem fermi. Acum, în comunitatea asta, manifestăm altceva, venim cu un alt tip, spunem despre experiențe, pentru că toate femeile care sunt aici au suferit de le-au sărit dinții. Nu e niciun secret, adică noi nu suntem aici după un trai pe vătrai și suntem niște marchize. Nu! Adică Nu bine. Facem, da, și nu facem discuții spirituale de cauza de spiritual cafe. Adică, Da. Adică e vorba de suferință și trebuie să ajutați pe cineva. Dar știi ce Da, înseamnă adică... suferință? Au suferit pentru că n-au iubit, deci n-au vrut să iubească. Da, da. Adică Dar nici au n-am știut. energie, au totul dat de Dumnezeu ca să iubească și n-au vrut să iubească. Dar nu știi cum se face, Marius. Până nu știi cum se face, tu crezi că să iubești înseamnă să mături și să calci. Tu nu înțelegi că să iubești înseamnă să nici nu critici. Să fii de acord. Să te lași. Să tărăra. Și noi făceam celelalte. Adică, pe de o parte, ne întăream ego-ul. Făceam școli, facultăți, diplome, modă, mall-uri, tot, tot, tot. Astea ne întăreau. Pe de altă Independență parte, financiară. da, independență financiară. Și pe de altă parte, sufeream că nu făceam ce trebuie și ziceam că compensăm făcând mâncare, măturând, spălând, nu știu ce, prea puțin. Noi nu înțelegem că slujirea trebuie să predomine. Noi nu înțelegem asta. Că lipsa de critică trebuie să fie cap de... Nu înțelege. Și atunci, până când predomină cealaltă parte, până echilibrează asta, încă o dată spun, e un traseu. Nu putem. Deci, Așa fii atent, de... slujirea înseamnă iubire, dar a sluji a ajuns să fie o rușină. Da. Da, a ajuns să fie o rușine și a ajuns atât de mare rușinea încât dacă noi vom forța lucrurile cumva și le vom scutura sau vom explica sau așa, nu vom face nimic. De ce? Spun din experiența mea. Eu până n-am parcurs niște etape, nu m-ar fi convins nimeni de pe niciun canal, de pe nimic, nici dacă mă băteam cuie pe jos, eu o țineam langa că fac bine. Și gata! Nu, că nu te poți înțelege, vorbești două limbi. Te duci, poate să vină, cum să zic, să vină o armată de oameni și să zică, dragă, este din cauza ta, tu lucrul ăsta nu-l faci bine, tu nu știu ce. De unde? Nici poveste. Da. Pe tine te-a ajutat suferința. Da. Eu altfel nu Ai aș fi avut introdus. atâta suferință câtă îndârjire aveai. Da. Da. Da, da, da. Și să știi că de multe ori... cum să zic, nici nu-mi dădeam seama de îndârjire, pentru că eu foarte multe lucruri practicam și făceam, adică ca și cum nici nu mai pricep ce nu faci bine, înțelegi? Dar Și probabil că în interior... ziceai asta? De ce mi se întâmplă Da, nu? una ca asta? Că eu Aoleu, fac... toată ziua ziceam, pe sigur că da. Cu atâtea diplome, cu atâtea chestii, cu atâtea cunoaștere, cu atâta staică, cu atâta post, cu atâta rugăciune, cu atâta alea, câte nu făceam. Dai de dai întâietate? Nu, da, de unde, cui să dau întâietate? Dădeam așa puțin, dar nu așa. Păi de aici începe totul. Păi sigur că da, sigur, dar încă o dată spun, nu știi, nu înțelegi, nu vrei să pricepi decât prin experiență, nu te lași decât dacă înțelegi tu, nu știu cum. Asta e o combinație. Uite ce interesant și nu am răspuns. La venirea în viață am văzut primul Adam, am intrat în mintea lui, am văzut cum a făcut căderea, cum s-a întâmplat căderea, nu am văzut femeie și nici șarpe. N-am văzut șarpele și n-am văzut femeia. De unde au apărut? Nu știu și când au apărut. Da, și care Aș fi e fost întrebarea? curios. Ar fi fost interesant, dar nu mi-a arătat lucrul ăsta. Iar de-a lungul timpului, în toate civilizațiile pe unde am trecut, n-am văzut o singură dată o femeie. N-am văzut femeie. Nu mi-a arătat femeie. Da. Păi Poate sunt cred că tu... extraterestre, poate nu sunt femei. Poate au venit acum, mai recent. Dacă pot să intervin. Da. Dacă pot să intervin, Marius, da, da. Și doamna Cristina, am o întrebare de la o doamnă din Canada care spune că, care întreabă cum ar putea să fie mai ușor să înțeleagă chestia asta o doamnă care a trecut prin suferință, care a rămas singură cu doi copii, copiii sunt în jur de 10-12 ani, cum ar putea să
să integreze sau cum ar putea să înceapă să înțeleagă mai bine programele de pe neam care țin de nesupunere. Da. Eu spun așa, că în momentul în care începi să faci slujirea, te schimbi, începi să te schimbi tu, înțelegi pentru că ți se arată, adică va înțelege ea, Dumnezeu găsește calea respectivă să înțeleagă. De exemplu, se întâlnește cu cineva care zice, știi, mătușa ta a omorât un om. Și atunci ea înțelege ce s-a întâmplat acolo sau visează sau, adică nu pot să zic cum ar putea să înțeleagă, nu-i logic, așa se dăm o rețetă, dar ea dacă dorește să înțeleagă ceva, adică sau eu, uite vreau să înțeleg un lucru, vreau să înțeleg ceva, atunci începem și postim, facem slujire, dar dintr-o anume poziție. Adică nu din poziția aia de înfrântă, de victimă, că n-am chef, că nu. Uite, vreau să slujesc, vreau să fac aia, da. Dar dânsa început prin restrângere, mănâncă o dată pe zi. Da, cred. Adică, mă rog, face restrângere încă o dată. Toate operațiunile astea este important din ce stare le faci. Din ce stare, adică tu dacă n-ai o stare confortabilă cu ce faci, mai bine nu faci, da? Să știți că câteodată este, deci este și în stare de pace, da? Să zicem că este în inimă, da? Adică mintea coboară în inimă, dar este și în stare de furtună, de gânduri, de nervi. Da, e absolut normal. Adică noi avem, încă o dată, spun, această luptă interioară, am vorbit și cu Marius, parcă ne trag două forțe. Nu prea ai ce să faci decât mereu să mergi către calea care te liniștește. Adică să observi, da? Observ, că și eu am observat la mine, așa vorbesc. Observam cu efectiv cu cât încerc să mă duc către liniște, către tăcere, către puțin, către tărără, apare o nouă forță care mă trage cu putere foarte mare. Foarte bine, îi permit să apară, cad, mă trage, observ și iar revin. Că n-am cum, dacă mă lupt direct, îi dau putere acelei forțe. Adică eu mă iau la trântă și uit să mă mai opresc. Și ea, cumva, noi trebuie să înțelegem mecanica acestor lucruri, adică să mă aștept. Eu în momentul în care încep să postesc și să mă înfrânez, eu trebuie să mă accept că o să vină furtunile, adică o să am provocări, o să am accidente, o să am stări de frică foarte mari, o să am, că eu postind și reducând trupul și nevoile și nu știu ce, ca și cum chem în față alea. Adică să fiu pregătită, să știu că o să-mi vină, nu să mă sperie când mă apucă, nu știu, toți nervii și nu știu ce. Și atunci, ok, au venit în fața mea situațiile alea, deja nu mă surprind, știu de ele, știu. O să mă văd și nervoasă și o să urlu și dau din picioare și am frustrări și nu știu ce, bine, le las puțin, nu stau prea mult acolo și din nou revin în treaba mea și eu așa șterg, adică cumva le traversez încă o dată, le trec. Problema este că, cum să zic, e cumva greu, adică eu, de exemplu, le-am trecut odată, am suferit și acum iară mai îmi vin încă o dată în fața mea suferințele alea ca să le traversez corect. Din starea de acceptare, din starea de liniște, din starea de pace. Și ca și cum trebuie să le mai retrăiesc o dată acele stări, adică ale mele și ale neamului meu. Și atunci asta e secretul, să nu fii surprins. Da, e foarte normal. Da, există un traseu, da. Vreau să spun că... Da, scuză-mă, Marius. Cum se șterg programele acestea din spate de la alții? Că nu știi, că sunt așa de variate, așa cum am discutat noi, sunt sute de oameni în spate care au toate nebunile de pe lume și noi trebuie să le stingem. Îți vin neplăceri din față și comportamentul acesta de slujire al oamenilor, de servire al lor și de supunere este cel care le șterge în momentul în care nu ne mai deranjează supunerea. Deci când servindu-i pe ceilalți, nu te mai deranjează că îi servești și devine natural, atunci începe un proces masiv de ștergere a programelor autodistructive pe care le-am primit de la alții, de tipul acela, că pot să vină după aceea altele de alt tip, dar acelea care erau legate de faptul că noi am fost îndârjiți, ne-am ținut de părerea noastră și nu am dat dreptate celuilalt și nu ne-am supus, ăla se vor șterge în momentul în care devine felul nostru de a fi, personalitatea noastră și nu ne mai deranjează să slujim pe oameni. Din cauza asta, slujirea este de fapt singura și cea mai mare
putere și posibilitate de a șterge programe din spate. Și pentru copiii noștri, dacă pentru noi nu facem, măcar pentru copii. Dar Da, se deci. închide soarta la noi dacă nu o facem. Da, deci dânsa spunea că în momentul în care era cu soțul ei, bine, s-au despărțit de câțiva ani, spunea că făcea supunere, dar recunoștea că supunerea era absolut coercitivă, că nu înțelegea că supunerea trebuie să vină natural, că nu judeca pe față pentru că era frică, dar în gând îl judeca, îl critica. Dar sunt Deci sigur, așa era. Valentin, că atunci când s-au despărțit, a plecat cu ideea că el este de bine. Absolut, da. Ani de zile să zicem așa, l-a arătat cu degetul că uite ce mi-ai făcut și cum ai putut să-mi faci așa ceva. Da, nu este simplu și, cum spunea doamna Cristina, dacă nu vine dintr-o stare de acceptare, de pace, de fapt, din starea de acceptare și de pace, supunerea nu mai e supunere, este dragoste, este iubire. Ce frumos spus. Așa e, Da, Cristina. adică Așa e. noi, da, așa este. Noi prima dată trebuie să ne, cum să zic, observându-ne așa, să vedem cât de ușor atingem starea aia, că o să atingem tot mai mult, tot mai mult. Și când depășim un anumit nivel, după aceea ne este mult mai simplu. Până la nivelul ăla nu. Adică tu până pe interior nu ești mai centrată, n-ai cum să faci, da, Hai să mai. traducem, Cristina. Deci când femeia se supune bărbatului și dă întâietate și prioritate în tot ceea ce face ea și lucrul acesta nu-l mai deranjează, de-abia atunci supunerea nu se mai numește supunere, ci iubire. Da, Ce frumos! da. Și este un Da. traseu acesta. Da. Prima dată este supunere și să vezi, știi că viața așa face, încât prima parte să fie extrem de grea, adică nici n-ai chef, nici nu-ți vine. El îți face tot felul de chestii. Deci Asta aș este. fi fost. Și în multe cazuri, prima parte este fantastic de grea, pentru că e vorba de desprindere. Da, deci îți face tot ce n-ai vrea și ce ai vrea, că să zicem mai degrabă, tu suporți să te mintă, dar n-ai vrea să arunce farfuria de ciorbă sau nu știu, el numai din alea face. Dacă vrei să se îmbrace negru, el se îmbracă numai în verde. Dacă vrei să nu plece cu prietenii, numai aia face. Dacă, și atunci e o parte în care tu atâta trebuie să te înfrângi toată ziua și mai mult. Să o mai faci și cu acceptare, cu înțelegere, cu bucurie. Păi de unde dacă tu ai rezervorul gol? Că e rezervorul acolo, e o chestiune de har, Ca la de energie mănăstire, ca sutilă. la mănăstire, Păi Cristina. Uite, în da. mănăstirile din zona Zen, de pe acolo, ucenicii sunt ținuți 11 ani de zile la umilință. Sunt umiliți de toată lumea, pus Da. să-și șteargă tot timpul, să spele pardoseala, muncile cele mai grele, dorm pe scaune, deci foarte dificil, deci trebuie să se obișnuiască cu condițiile dificile și ceilalți să-i umilească. Și dacă ei nu se supără și rezistă 11 ani de zile, atunci când li se dă învățătura, au deja în ei. Deci iubirea asta iubirea însemnând această supunere, este foarte greu de obținut la oricine. Da, este greu și acum, dacă îmi permiți, uite să-ți spun despre mine. De exemplu, eu mergeam la mănăstire de foarte devreme și făceam slujire și supă. Făceam, mă supuneam. E, când mă aruncai în lume, ce să vezi? Nu poți, știi? Adică în lume sunt provocări, este greu, este complicat. Îți vine tot ce nu-ți place. Încă o dată să zici că, nu știu, îți vine să nebunești așa cumva, că îți vine din față tot ce nu-ți place. Tu nu înțelegi că ai programe de șters, nu înțelegi că trebuie să accepti. Da, Marius. Măi, da, ești fantastică. Nu știu cum să văd. Deci nici măcar. Deci a fost o dorință de a interveni interioară, dar nici, nu mi-am reprimat-o exterior. Nu știu cum poți. Vreau să spun că aici este un lucru foarte important. În măsura în care nu te mai deranjează când îi servești pe ceilalți, atunci viața ta devine miraculoasă, se schimbă soarta. Deci așa de important este această supunere pentru că are forță și putere de a schimba soarta omului.
destinul. Da, dar cum facem noi că pe noi ne deranjează automat? Bun, tu mi-ai spus mie, uite, în măsura în care nu te va mai deranja să te supui și să servești, să nu știu ce, atunci ți se schimbă soarta. Bine, și eu încep, mă supun și mă smeresc și încep și fac. Și pe mine tot mai tare mă deranjează. Eu conștient zic, mă, stai să nu mă deranjeze, că știu ce fac, că nu știu. Mă deranjează din interior. Deci am o chestie, mă deranjează. Dar nu e nicio problemă, că cu cât te deranjează mai mult, cu atât forța de călcare în picioare a celorlalți te va călca în picioare cu o forță mai mare. Deci deranjul acela va atrage din... Deci noi doar trebuie să vedem corespondența. Eu când sunt, reacționez și sunt, am o nemulțumire interioară, pe care chiar dacă nu o exprim, ea se va manifesta în exterior printr-o lovitură tot mai mare. Deci trebuie să vedem legătura, atâta trebuie ca să ne putem dumiri, să înțelegem că neplăcerea care îți vine din față este de fapt propria ta rezistență. Da, eu știu, dar dacă tu crezi că, cum să zic, din față vine o neplăcere foarte mare și aia o să mă oprească pe mine din critică, complet, nu e așa. Pentru că automat eu, pentru că de 60 de ani critic, toc, împart în bine și rău, tararara, eu am acolo chestii care nici nu-mi dau seama, curăț cartofi și critic și toc într-una. Într-una! Păi atâta trebuie să ne dăm seama că această legătură între necazul care îți vine din față și propria ta judecată. Deci judecata noastră este necazul din față. Păi dacă... Da. Atâta trebuie să observăm și nu e mult. Și e simplu, dar repetă, se repetă, poți să se repete 50 de ani de zile, până când faci legătura că neplăcerea din față, necazul, durerea care îți vine din față și fizică, este legată de intransigența noastră, de judecata noastră, de critica noastră. Deci cât critici, deci cu forța cu care judeci, cu o forță cu aceea sau chiar mai mare forță, vei fi judecat din față, vei fi lovit din față. Deci noi dacă vrem să nu mai suferim, trebuie să oprim judecata. De ce? Pentru că noi nu suntem, de ce ne vine plăcere? Pentru că noi suntem o ființă divină care nu știe să judece. Nici prin cap nu-i trece, nu acuză pe nimeni. Este infinit de îngăduitoare. În momentul în care nu ești infinit de îngăduitor, atunci devii o ființă întunecată și va trebui să suferi. Atrage automat forțele cerului care te vor călca în picioare, să știe toată lumea. Eu chiar nu înțeleg de ce femeile țin de gândirea aceasta critică și acuzatoare că vor fi călcate în picioare. Deci nu de oameni, de forțele cerului, de divin. Deci nu au niciun fel de șansă. Da. Într-adevăr, nu avem niciun fel de șansă că ne trântește într-una de nu ne vedem, dar totuși, cum să spun, încă o dată zic, eu vin cu partea practică. Bine, am înțeles teoria, eu n-am voie să critic, n-am voie să judec, că am încurcat-o, într-una îmi zice, hai sictir. Bun, dar eu, pentru că de 60 de ani am făcut așa și bunica și mama și nu știu ce și tărăra, teoria o știu, dar totuși critica și agresivitatea interioară îmi vine automat. Îmi intră programul. Și atunci trebuie și să fac slujire. Da. Da. Și dacă îmi permiteți, și asta cum se poate face? Nu prin starea de trezire permanentă și de veghere permanentă și urmărirea gândurilor? Și din aceasta, însă... din slujire foarte mult, adică să te pierzi pe tine, să nu te mai vezi, să te lași, na, nu-ți vine la început, după aceea te prefaci un pic, eu știu toată chestia asta, dar după aceea încet, încet, Dumnezeu văzând așa nevoința ta, măi, eu totuși aș vrea să mă schimb, nu-mi iese că am miliarde de programe și rezervorul gol, dar totuși cumva vine un ajutor. Adică eu am văzut că de fiecare dată când înclinam balanța încolo, pac, mă trăgea cu un ajutor, cu o confirmare că e bine și cu o putere să continui. Că vine, crește puterea aia să continui încet, încet, încet. Starea aceasta de prezență și starea de completă, da, de prezență, este un mare dar. Noi dacă banalizăm și zicem, stai prezent, că nu, 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 nu. Este o chestie în care tu... cum să spun, ai stins multe programe, ai rezolvat multe chestii, ai făcut, nu e așa că na, gata de dimineață, nici poveste, nici poveste. Adică și este cumva ca un ceas elvețian, adică vine la fix, noi nu putem să o căutăm sau nu știu ce să facem, să umblăm după ea sau așa, ea pur și simplu vine. Și atunci, ce zic eu? Între timp, noi să zicem că am înțeles teoria, da, am înțeles teoria, am înțeles că nu suntem de vină,
că n-am eu o vină personală, ci port în mine multă mizerie, multă agresivitate, multe programe, multe nenorociri. Bine? Și ce fac? Încep să lucrez, încep să mă pun în slujba celorlalți. Ce mai fac? Ascult. Adică eu, ca femeie, când mă întâlnesc cu un om pe stradă, ascult. Stau. Adică mă pun un pic pe pauza asta, pe să scadă agresivitatea asta. După aceea mă pun în papucii celuilalt, tot timp. Și în felul ăsta, cum să spun, puterea mea de a nu mai reacționa, de a fi mai prezentă, de a fi, crește. Crește. Adică fac aceste, efectiv, aceste... Dar să știi, Cristina, că puterea, deci neplăcerea care vine din față vine pe puterea femeii de a înțelege. Deci nu vine ceva care să nu înțelegi. Vei înțelege. Da. Ce da. Nu înțeleg eu acum la toată treaba asta? Dacă a iubi înseamnă a da energie bărbatului, de a da prioritate. Bărbatul are o singură nevoie de la femeie, de energie. Adică înseamnă atenție, prețuire, susținere, grijă, toate lucrurile acestea. Înseamnă putere pentru el. Deci energie. În momentul în care femeia nu îi mai acordă atenție, că de la sine putere hotărăște chestia asta, atunci el decade și ca și alternative, el se va duce după energie în altă parte. Deci bărbatul caută energia, se va duce, deci e programatic asta. Poate să fie cel mai înțelegător din lume, se va duce după energie în altă parte, automat. De ce și-ar face rău femeia? Că n-ar trebui decât să iubească. De ce nu este, de ce este așa de greu să iubească? Ce o blochează? Modelul comportamental, un model automat. Îmi pare rău. Adică noi, îți explic acum, noi când intrăm într-o relație, avem o listă și zicem, bine, am înțeles că are nevoie de energie și trebuie să-l iubesc, dar să începem cu mine. Noi așa intrăm. Noi nu zicem, stai să începem cu celălalt, să vedem ce are nevoie, ce să-i fac, ce să... Noi zicem, bine, am înțeles toate lucrurile, deci să începem cu mine. Aș dori un inel, o poșetă, o casă, o masă, trei copii, nu știu ce, tot timpul. Așa intrăm. Deci n-are o listă pentru celălalt, are o listă numai pentru ea. Da. Păi asta înseamnă că iubește condiționat. Asta e iubire posesivă. Nu e iubire asta. E o tranzacție cumva, tranzacție. Dar ăsta e modelul. Ăsta este modelul. Încă o dată spun, nu toate femeile. Adică sunt femei care sunt foarte deschise, ar vrea nu știu ce, dar nu înțeleg de ce li se întâmplă nenorociri și dau peste tot felul de situații și nu știu ce. De ce? Unul, pe neam. Doi, trebuie să fii în poziția în care trebuie să fii, adică trebuie să schimbi multe lucruri. Eu nu vreau să spun că nu e niciuna care. Și de fapt, în fundal, noi toate am vrea să iubim. De ce? Pentru că aia fiind starea noastră naturală ne încarcă atât de tare de numai. Nu ne e bine. Doar că nu știm cum. Nu știm cum. Pentru că am fost învățate altfel. E o problemă aici mare. Faptul că femeia, deci, nu știe că e o problemă de timp. Adică ea, având orgoliu foarte mare, trebuie bărbatul care i-l-a dat Dumnezeu scoate din ea dragostea, dar durează timp să scoate dragostea. Deci în timp îndelungat îi trebuie timp de supunere ca să poată să umple acel gol de iubire. Adică nu poate să schimbă situațiile de viață decât dacă mult timp va fi supusă, mult timp. Asta e problema pe care nu o vor femeile și bariera fundamentală, timpul, pentru că însemna mult timp de supunere ca să poată să dărească energie, să ocupe acel gol, acea nevoie de energie subtilă din ea. Da. Deci lipsește continuitatea și nu rezistă la continuitate. Nu poate, ea vrea un rezultat imediat. Eu am grijă de el de ce nu face nimic? Uite de cum este, bea, se duce la altă și mai departe. Dar nu înțelege că e o problemă de timp. Ea trebuie să zic așa, nu-i nimic acum, așa este, dar mâine poate se schimbă. Deci tot timpul, indiferent de durata de viață, poate să fie 50-70 de ani de zile, femeia trebuie să dăruiască energie, pentru că e problema că are programele de la alte femei din spate care îi vin acum și trebuie să le umple acel gol de lipsă de iubire. Până nu umple acel, e ca un puț acolo în spate care are nevoie de multă, multă iubire. Nu? Cristina? Da.
Ce să zic, așa e, are nevoie de multe, de aia iar ajungem la tema asta, să o îngăduim, să o facem să înțeleagă cumva și să începem, că, pentru că începe un travaliu, așa este. Deci este un travaliu, în sensul că tu începi și redevii ce ar trebui să fi fost de mult. Na, ce să facem, de mult ar fi trebuit. Întrebare, Cristina. Dacă îi spui femeie, uite, te angrenezi în această situație, trebuie să iubești soțul de infinite ori, nu știu câți ani, dacă s-ar duce de mii de ori la alte femei, tu trebuie să-l îngădui și atunci, că numai atunci îl poți iubi, și dacă ar fi o viață întreagă să te porți așa, așa câștigi iubirea, așa îți faci, înțelegi ce este iubirea. Dar ea zice, păi stai puțin, eu nu-mi convine. Eu vreau să fie așa și după un timp imediat îl dă afară. Deci ea refuză să dea iubire exact la acel om pe care l-a dat Dumnezeu special ca să poată să o îndumnezească și să îi salveze sufletul. Deci refuză ajutorul divin. Da, pentru că noi întotdeauna ca femei avem un calendar. Nu știu de unde avem calendarele astea, avem noi niște proiecții. Asta trebuie făcut atât, cred că de la rețetele, de la bucătărie sau de la școală. Nu, de undeva. Și noi dăm termene. Noi nu înțelegem că un om se poate schimba într-o noapte, și din bine în rău și invers, așa, din diverse, într-o noapte, noi nu înțelegem că pentru anumite lucruri trebuie 60 de ani, noi nu înțelegem că avem calendare, niște calendare Dar noi proprii. trebuie, femeia trebuie să se schimbe, că dacă se schimbă ea, bărbatul e oglindă. Da, știu, numai că ea trebuie să se schimbe când deja îi este greu. Și acolo e o problemă. Deci realitatea este cumplită și tu trebuie să zici că e bine. Asta trebuie să faci. Și cum? Că îți vine să nebunești. Tu vezi că în fața ta se desfășoară un film horror și tu să zici că ești la comedie. Exact cum Da. povesteam povestea aceea cu preotul la ceremonia de căsătorie. Când i-a spus că soțul tău va fi stăpânul tău de aici încolo și au început să râdă, după care preotul a chemat-o pe mireasă și a spus, dacă bărbatul tău după o lună pleacă la alta, ce vei face? Și zicea, cu greu accept situația asta să nu se mai repete. Și pe care i-a spus, Da. dacă bărbatul tău după un an de zile se duce la alta, tu ce faci? Nu mai poți să accept. Și zice, vezi, asta nu înseamnă, înseamnă că nu iubești. Pentru că o femeie trebuie să înțeleagă că dacă bărbatul ei se duce de mii de ori la alte femei, ea trebuie să-l iubească la fel. Pentru că femeia este iubirea întruchipată a lui Dumnezeu. Da. Deci asta îi lipsește femei, ea pune condiții lui Creatorului Universului. Nu-mi convine, mi-ai dat un bărbat, dar eu vreau așa, să nu plece la alte, să nu fie bețit și mai departe. Nu poți să pui condiții, că îi dă bărbatul funcție de în ce locuri trebuie să scoată iubirea din ea, unde are ea critici, unde are nemulțumiri și îl distruge. Că vin de la alții, așa cum am discutat noi. Deci ea are ca destin un lucru care este aproape imposibil de făcut. Indiferent cum este bărbatul care îi se dă, ea trebuie să-l iubească așa cum este. Asta e bariera pe care nu poate să treacă. Imposibil. Deci ea, Dumnezeu îi arată, tu iubești condiționat. Când ți-am dat toată energia ca să iubești necondiționat. Da. Are vreo Mi se soluție să luptă cu natura ei? În primul rând, soluția pentru mine este așa, să nu găsească umilitor lucrul ăsta. Deci dacă îl găsește umilitor și vine cu programele societății în care zice nu, e umilitor așa, e umilitor să te supui, e umilitor să accepti, ești umilită, ești înfrântă, ești nu știu ce, și tu nu înțelegi profund spiritual lucrurile, ce se întâmplă, care e dinamica, de ce ești tu pus acolo. Tu te iei după ăștia, atunci, na, fără înțelegerea asta, e umilitor, te simți jignită, suferi și suferind îți crește go-ul și vine și mai tare. Deci tu nu rezolvi neam. Dacă puteai să rezolvi, să zic, în 10 ani o situație, tu suferind, neacceptând, nelăsându-te, neîngăduind, necrescând iubirea, nepăstrând iubirea, tu o să o rezolvi în 45. Te saturi oricum și gata. Deci n-am o soluție decât să schimbe această chestie că, cum să zic, că nu este umilitor să fie așa, că e ok, că e nobil să dai libertate cumva, să lași, să se întâmple, să așa. Și că, de fapt, toate le faci pentru că tu meriți niște chestii.
le meriți, da? Că nu înțelegem că merităm. Nici eu nu înțelegeam de ce merit eu. Acum înțeleg că meritam pentru 11.000 de mizerii din neamul meu și pentru alte chestii ale mele. Na. Tot Da. nu înțeleg, Cristina. Știu. Nu știu cum se face. Deci femeia are în posesie iubirea Creatorului Universului, cea mai mare cantitate de iubire. Deci ea este iubirea lui. Și nu o vrea. Nu o vrea. Îi pune condiții, bărbatul din față, îi pune condiții lui Dumnezeu. Eu vreau așa să fiu, eu vreau așa. Păi poți să-i Da, pui condiții. Adică i s-a dat iubirea, nu o vrea și ea vrea să înlocuiască cu voința ei, cu voia ei. Marius, dar ea nu știe pentru că nu este în stare de trezire să știe treaba asta că e iubirea lui Dumnezeu. Nu știu, Și eu într-un fel, provocat doar. da, într-un fel nici n-am simțit-o. Deci noi după ce facem multă slujire, deci noi n-am simțit-o de mici cumva, sau nu știu cum, noi n-am simțit, nu știm cum e aia. Că eu sunt iubirea de adevăratele, nu, nu știm, ne este ca și străină. Ea este noi, este o stare care există în noi, însă noi n-am accesat-o niciodată, acea stare, nu știm cum e, nu cunoaștem gustul ei, nu știm, nu știm. Și când odată o simțim, noi instantaneu nu mai avem nevoie decât să dăruim. Deci noi când înțelegem, dar trebuie să simțim acel lucru pe care noi deja îl conținem, însă la care n-am avut acces. Din cauza ego-ului meu și a neamului meu și a societății. Și eu n-am simțit acel lucru. Și eu cumva, eu mereu mă voi îndrepta să cerșesc în afară. Că n-am simțit în mine. Eu când am simțit în mine plinătatea aia, lucrul ăla, mie mi-este foarte ușor din acel moment să nu mă mai supăr, să vreau să slujesc, să mă bucur dacă fiecare face ce... Mi-e ușor. Dacă eu n-am simțit acea stare în mine... De mică sau niciodată sau așa, eu o să fiu în permanență pe lipsă, cerșesc, mă doare că nu primesc, mă doare și mai tare și numai îmi accentuez suferința care vine. Că n-am acel lucru. Și atunci puțin poate ne reîntoarcem și la părinții noștri, la mame, la ce ne-au transmis. Adică și noi cumva, măcar până la 6-7 anișori, ca femei, trebuia să fim iubite, trebuia să ni se acorde o grijă. Nu? Noi ne-am trezit pe un tărâm unde am intrat în luptă de mici, lupta strămoșilor care o aveam în noi și lupta noastră. Adică a venit o societate și a zis, hai, concurs, care e cea mai bună? Start, repede. Și fiind capabile, având energia asta, trezindu-ne în filmul ăsta, ne știe nimeni să ne explice, tentate, am luat-o încolo. Cine să te fi oprit atunci? Că era o tendință, adică vedeai că poți să câștigi, că poți să ai, că poți să faci, că toată lumea face așa, că nu știu ce. Și tu, fără trăirea interioară a unei anume emoții profunde, tu n-ai cum. Nu ai cum. Ești efectiv, încă o dată spun, ești ca și cu rezervorul gol. Degeaba vorbim niște teorii, degeaba. Deci, revin, noi până la o vârstă cel puțin de 6-7 anișori trebuia să fim foarte iubite. Adică părinții noștri să știe să ne acorde bagajul ăsta, să trăim niște stări, să le cunoaștem și noi când ne aventurăm în viață să nu plecăm la cerșit. Noi plecăm la cerșit. Noi, de fapt, iubirea o căutăm și nu știu ce care e în noi, dar noi n-am găsit-o și uite tot așa ne încurcăm. Da. Deci, altă întrebare, dacă conducătorii la lume, conducătorii, bărbații care sunt în față, conducători, dar ar fi fost iubiți acasă, de la mamele lor, de soțiile lor, de fetele lor, atunci ei n-ar mai putea să ia aceste măsuri care sunt acum restrictive, nu ar fi fost în pozițiile respective. Deci, femeia este cea care ne îndeamnă spre apocalipsă. Da, acum întrebarea este care femeie? Păi toate până în prezent. Na, pe cine? Că nu dăm pe una vina. Adică nu doar mama mea. Toate până în prezent. În comun. Arhetipul de femeie, deci Da, e vorba sigur că da, de. în comun, în grup, în fel și fel de chestii. Au și suferit multe, n-au știut cum să îndrepte lucruri, au pierdut ele iubirea, au pierdut Trebuie să generația înțelegem unde. că o femeie suferă datorită faptului că nu-și dă voie să iubească. Deci nu e o suferință că cineva îi face ceva, ci ea neiubind îi vine din față o lovitură. Deci neiubirea ei îi vine din față. Necazul din față este neiubirea ei. Deci se plânge degeaba. Deci nu oamenii sunt de vină, ci ea nu iubește. Dar Marius, cum poate să știe asta?
Pentru că este într-o permanență, este rularea programului permanent. Dar în mod permanent e același program. Deci mereu îi se cere să iubească și mereu nu vrea să iubească. Și o lovește și iarăși ia de la capăt. Dar este în rularea programului. Este în procesul de rularea programului. Nu poate fi conștientă. Deci are capacități, are inteligență, că are inteligență să-l calce în picioare pe bărbat, 80%, poate are un computer quantic și distruge Pentium 4. Și ăla e. Și rularea, călcatul în picioare al bărbatului, este tot rulare de program. Păi este înțeleg, ceva este tot automat. Rulare. Dar cum să nu-ți dai seama că ai cu ce? Ai computer quantic. Computerul quantic cum poate să nu înțeleagă? Înțelege. Dar nu înțelege, Marius, iartă-mă. Nu înțelege. Nu înțelege, nu. Pe anumite nivele nu înțelegi. Adică pe nivelul la care, încă o dată spun, n-ai fost iubită, n-ai simțit ceva, n-ai... Bine, dacă tu te apuci să iubești, că tu ce spui acum este, eu vă înțeleg, voi cu rezervorul gol, începeți să dați. Din ce mare să dă? De unde dacă este gol? Eu n-am trăit, n-am simțit, nu știu. Dar ce este frumos, că dacă începi, din ce n-ai, creezi. Deci începi, n-ai, am înțeles, ai suferit, nu știi ce este, dar începi și te transformi, efectiv se înmulțește chestia în tine, ajungi să o simți, o simți tu și după aia o dai ușor. Da. Tot nu înțeleg. Uite, bărbatul este prăpădit. E prăpădit. Are 20% capacitate de a iubi și totuși își dă și pe cei 20% îi dă. Îi dă și pe aceea. Femeia are 80% și nici pe ea. Deci poate să iubească și nu, și cu toate astea nu vrea să iubească. Deci are putere, are toate resursele și totuși nu vrea. Bărbatul nu are mai nimic. Femeia simplă, femeia arhetip, modelul de femeie nu știe că are 80% energie. Ea crede că trebuie să lupte cu bărbatul, că așa e programul. Ea rulează programul în timp ce trăiește viața. Cristina? Și realitatea o ajută. Că aici e toată chestia. Adică realitatea te ajută în sensul că ți se întâmplă tot ce nu vrei. De ce? Că nu ești și bine în interior. Deci eu nu sunt bine în interior, în fața mea mi se întâmplă tot ce nu vreau și eu în loc să înțeleg că mi se întâmplă ca să mă schimb eu, ori încep să mă bat cu realitatea, ori mă supăr, ori nu mă schimb. Pentru că, de fapt, acea schimbare este dificilă. Și atunci nu o prefer și doi, mi-e și frică de necunoscut. Adică cum să iubesc eu așa pe toată lumea fără să... cer nimic, să vreau nimic, să manifest. Bun, și de mine cine are grijă? Sau cum? Păi dacă e nu Dumnezeu înțeleg. În față și are de grijă să fie călcată în picioare. Știu, dar trebuie să experimenteze niște etape. Trebuie să experimenteze, eu așa spun. Deci așa la plus comandă. Că, plus că trăiește viața în permanență, în stare de insecuritate, de frică. Păi de aici vin absolut toate reacțiile ei. Da. Da, suntem permanent înfricoșate. Doi, trăim foarte mult în proiecții, ne-au învățat să ne facem planuri, să ne gândim în perspectivă, ne e frică de anul viitor, ne e frică peste 10 ani, ne e frică de copii, de destinul lor. Astea toate sunt lipsă de necredință, dar noi până ne dăm seama, cum adică să te gândești de acum pentru ce va face copilul tău când va avea 49 de ani? Noi ne gândim tot timpul. Și credem că iubim gândindu-ne. Noi credem lucrul ăsta fără să înțelegem că Dumnezeu ne-a zis trăiește azi. Nimic. E grija mea. Ferească Dumnezeu să ai grija zilei de mâine. Nici pentru tine, nici pentru ai tăi. Noi am luat-o asta peste picior așa și am zis ce este greșit, că eu aș vrea să-mi planific viața copilului meu peste 20 de ani. E foarte greșit. Ce ciudat. Da, și deci femeia are energie ca să se lase pe sine, să se poarte ca Dumnezeu, să trăiască, da. De fapt, ca și divinul și nu face. Nu. N-are încredere. Deci are puterea, că are cu ce să se lase pe sine total în mâna lui, pentru că are iubire și iubirea aceasta înseamnă încredere în Dumnezeu, că asta înseamnă credință. Să ai iubire, să manifesti iubirea. Poate și nu vrea. Cine nu vrea? Din ea. Programul. Nu vrea, nu lasă, adică se sperie, se plictisește, nu știu. Și încă o dată spun din experiența mea, când începe aceste lucruri să le experimentezi, din față îți vine greu și la un moment dat nu mai suporți, cedezi. Nu ai acea putere pentru că n-ai
sau nu știu cum, nu că nu ai, că de fapt ai, nu-ți dai seama că ai, nu-ți dai seama că ai puterea să faci lucrurile astea, nu-ți dai seama, pentru că ți este închis un canal și nu-ți dai seama că de fapt poți. Tu zici, nu mor dacă fac lucrul ăsta. Nici poveste. Eu tot timpul ziceam, nu e adevărat. Eu pot, nu e adevărat. Se poate îngădui și asta, și asta, și asta, și asta. Atunci, clar că Dumnezeu îți pune tot felul de situații ca să ajungi să îngădui tot. Nu, păi până îngădui tot, te ia pe sectoare. Da. Deci Știu ce spui tu, are puterea cea mai mare a Universului doar să iubească și clipă de clipă face totul ca să nu iubească. Asta este ciudat. Orice, deci orice soluție o găsește, dar nu să nu, să nu iubească. Deci orice soluție împotriva iubirii. Da. Incredibil. Tu spuneai de, vorbeai cu doamna de la Iași, Marius, într-o emisiune și spuneai că Dumnezeu așa are un control că poate să ia pentru câteva minute mințile unui om și ca să-l corecteze pe celălalt, după care să zică, dom'le, ce mi s-a întâmplat, de ce am reacționat eu așa. Deci vezi, de cele mai multe ori, acest arhetip de femeie care se întâlnește cu viața, trebuie să răspundă la provocările vieții, trebuie să ducă copiii la școală, trebuie să-i hrănească, trebuie să-i aducă de la școală, este într-un matrix, este într-un program continuu și trebuie să fie și lucidă și să fie și prezentă și să aibă grijă și de copii. Adică acest multitasking este aproape de nesuportat. Cristina, și asta? Da. Este o presiune foarte mare pe noi. Adică dacă noi nu ne simplificăm viețile, ne va fi dificil. Este foarte mare presiunea. Adică noi cumva într-o management din asta, într-o măestrie din asta, trebuie să tăiem toate chestiile inutile, externe, ce nu, să facem rapid altele și apoi să lucrăm cu noi, să ne cultivăm această iubire. Altfel, furate de matrixul ăsta, nu prea ai cum. Deci dacă ești între shopping, vii acasă, fugi, plătești facturi, macini în cratiță, cari cărămizile, duci pe nu știu cine, ai grijă de soacră. Noi tot vrem să facem binele cumva, că nu vrem. Noi ne creștem o putere atât de distrugătoare, adică nu facem ce trebuie să facem, de fapt. Noi trebuie să fim într-un cămin, într-o așezare, într-o liniște și mai vreau să zic ceva. Femeii este foarte greu să stea cu ea. Ea cu ea. Eu trebuie să mă învăț să stau și singură ca să pot să am aceste puteri. Lor am observat, sau nouă, că și mie, nu mi este bine dacă sunt singură sau dacă nu e bărbatul, nu e copilul, nu știu ce face, nu știu ce. Eu cu mine nu sunt bine. Și atunci normal că mintea mea va fugi întotdeauna să-mi fac griji. Că la moare, că am deplătit o factură, că vine executorul și nu știu ce ne face, că vecinul de la parter, că îmi fac griji mereu, 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 mereu. Și atunci această stare fără griji, fără dorințe, fără frici, se obține cu nevoință, nu este, ce să zic, nu e... Detașare totală, să fii detașat total și să spui că eu, și să te uiți în jur și să vezi că nimic nu te amenință, ca să spui, dom'le, de ce mi-e frică acum? Să faci exercițiul ăsta, mă uit în jur, nu mă amenință nimeni, deci frica este o cacealmă a minții. Da. Uite, părerea mea este că aici, că femeia nu vrea să fie proastă ca și bărbatul. Bărbatul are un mecanism foarte simplu, se lasă bătut, renunță. Deci ea nu renunță, e așa de deșteaptă și așa de puternică, are toate resursele de pe lume, încât simte nevoia mereu să lupte, să învingă, să cucerească, să câștige, când ar trebui să fie doar să se lase. Și atunci ajungi în iubirea divină. Te lași. Noi suntem proști. Noi ca bărbați ne lăsăm repede. Suntem simpli, nu suntem complicați, nu ne facem griji, nu ne uităm la detalii, le aruncăm imediat. Ea de ce nu aruncă detaliile? De ce trebuie neapărat să facă toate treburile? De ce trebuie să fie performantă în tot ceea ce face? Pentru că matrixul mare s-o învață să facă toate lucrurile astea dându-i această putere. Puterea o ia de la Matrix. Lumea asta înconjurătoare.
nebunia asta în care trăim, o macină și o termină, o trimite peste tot, îi împrăștie gândurile. Nu e simplu. A luat-o de acasă și a dus-o în societate și a nu face față societate. Vrea să fac 1000 de treburi, însă treburile astea nu se pot rezolva decât dacă le lași. Le lași nerezolvate, atunci se rezolvă. Nu trebuie să rezolvi problemele lumii astăzi, lasă și pe mâine. Da, da. A scos-o din mediul unde era liniștită. În mediul familiei era liniștită, n-avea atâtea nebunie pe cap și acolo era în ritmul ei, în ritmul ei feminin. Și a scos-o și a făcut un super om. Da, și bărbatul de multe super ori uman. Și bărbatul este de multe ori foarte în matrix și o trimite la serviciu și o trimite să facă chestii și cumva și bărbatul ar trebui să știe care e locul femeii, dar din păcate această nebunie de matrix în care trăim, această lume atât de complicată și de complexă, această dezvoltare a telecomunicațiilor, la fiecare 2 secunde îți apare un mesaj pe WhatsApp, bing, bing, pe Telegram, bing, bing. Toate lucrurile astea te distrag, nu te lasă să fii în pace, în liniște. Cum s-a făcut? S-a luat femeia de acasă și a fost dusă în societate să muncească. Ca să îi vină mintea la cap femeii și să devină feminine, trebuie să facă operația inversă. Să se ducă acasă, rămână acasă, în familiile unde bărbații pot să aducă, să asigure familia, acolo femeia trebuie să stea acasă. Și ăsta este începutul dispariției Matrix-ului. Ăsta este începutul destrămării apocalipsei. Altfel murim cu toții ca fraier. Femeia în poziția masculină este dezastru. Da. Marius, vreau să o întreb ceva pe doamna Cristina. Da. Dacă puteți să elaborați sau să ne spuneți gândurile dumneavoastră despre relația asta sau conexiunea asta dintre slujire, acceptare și smerenie. Da, deci hai să luăm așa cum înțeleg eu lucrurile. Noi, fără obținerea smereniei, nu avansăm. Smerenia nu este un fel de, cum să spun așa, ca un fel de titlu sau o noțiune. Ea nu este o noțiune. Ea este, de fapt, ceva ce se schimbă în noi, în interiorul nostru. Ea aduce noi o frecvență, cum ar veni. Noi, practicând smerenia asta, în noi se modifică ceva. Deci nu aia iurea, așa că suntem toți smeriți sau nu avem ce face sau nu știu ce. Din punctul meu de vedere, smerenia înseamnă accepti tot ceea ce vine din față fără să te opui. Accepti tot timpul. Sigur că în față vezi un dezastru, în marea majoritate. Tu accepti. De aici tu dai testul răbdării. Nu se poate avansa pe nivele mai înalte, adică să ajungi să ștergi toate programele, să ajungi să trăiești și tu într-un fel o liniște, să ajungi să ți se întâmple lucruri mai armonioase, nu reușești cumva până nu depășești, că aici e marea problemă, până nu depășești testul răbdării. De ce? Pentru că noi trebuie să ajungem la un nivel în care, cum să zic, să avem o credință de plină în Dumnezeu, că El face tot. Și acolo nu mai e nerăbdare, nu ești isteric deloc, nu ești agresiv, nu ești nimic. Și atunci smerenia asta este prima chestiune care trebuie practicată cumva. Sensul ei este obținerea răbdării. Asta se întâmplă. Deci tu smerindu-te, acceptând mereu și azi și mâine și de seară și poimine și nu știu ce și tărăra, crești răbdarea. Din păcate, cum să zic, încercarea pe răbdare durează mult, 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 pentru că gradul de nerăbdare, gradul de freamăt, avem un freamăt în noi așa tot timpul, un freamăt, freamăt, gradul ăla e mare și suntem ca și cum nerăbdători, ca și cum vrem ceva, căutăm ceva, e ca o energie a căutării și atunci noi este ca și cum Dumnezeu zice, tu n-ai voie să conții această energie, n-ai voie, nu, adică te împiedică, nu că n-ai voie. Te împiedică lucrul ăsta. Și atunci de aceea practicăm smerenia, de aceea ca să dobândim răbdarea. Acum, care era al doilea? De ce facem smerenie? De ce facem acceptare? Nu, deci era relația slujire, acceptare, smerenie și dacă îmi dați voie să fac o paranteză la ce spuneți, mi-a venit în minte acum când ați spus de starea de smerenie, adică că vine dintr-o
dintr-o pace, dintr-o răbdare, de fapt e vorba de vibrația în care ești, vibrația iubirii, vibrația acceptării. Da. Și atunci noi când începem o facem dintr-o altă stare, din păcate nu contează, dar nu avem ce face, de acolo începem, însă noi practicând se modifică în interior acea stare. Adică tot o facem tot mai corect, ca și când facem tumbe din astea sau facem gimnastică, tot mai bine, tot mai bine. De aceea zic, hai să ne apucăm. Eu înțeleg foarte clar că în primele 2 săptămâni, 2 luni, 5 luni, pentru că e un freamăt în interior, tu de unde să o faci din starea de liniște? Că în tine e furtună. Am înțeles, furtună. Dar o luăm cumva. O luăm, o luăm, o luăm. Și toată ziua mă străduiesc să-mi accept realitatea. Dacă vreau să practic aceste lucruri, na, dacă nu, nu. Înțeleg că durează. Înțeleg, uite, în cazul meu, 34 de ani. Adică nu 2 zile, sau eu am practicat până la casa de nemân, pentru că eu am vrut să verific aceste lucruri din scriptură, am vrut să le trăiesc, am plecat că o să fie greu, după aia m-am plictisit și eu că era foarte, foarte greu. Înțeleg. Dar acum mi se pare că este... Da? Dumneavoastră ați mers pe metodă, dumneavoastră ați vrut să luați totul metodic, ca și cum ați începe cu clasicii și ajungeți în modernism. Da, și am vrut foarte tare să practic. Deci am vrut foarte tare să practic, dar... Cum să zic, când ești pe ego, să zic, sau ești în poziția cu o minte extrem de rațională, extrem de critică, extrem, tu nu apuci bine lucrurile. Cum? Degeaba vrei să practici, te încurcă mintea ta proprie, tu judeci în termeni umani, judecăm umani, când de fapt logica divină este altfel. Nu-i pe linii, îi pe cercuri, nu-i pe, adică altfel, n-are timp. N-are noțiunea de timp și așa. Și atunci, în cazul meu, da, hai ca să vorbim despre mine, cum să spun, cu o minte atât de antrenată, da, datorită profesiei, cu un atașament de rezultat, că n-ai cum să ai asemenea profesie să nu te intereseze rezultatul. Nu? Tot timpul ești atașat de rezultate, de nu știu ce, cu un astfel de minte, nu poți să înțelegi decât practicând. Decât practicând. Și atunci m-am apucat să practic. Ideea este că atunci când te apuci să practici, vine tot mai greu. Vine greu. Vin chestii grele din față. Nu e așa că fluiere. Na, ne apucăm și fluierăm. Nu, vin grele. Pentru că tu ai foarte multe de schimbat, multe de curăț. Adică ajungem la nivel de gând. Eu la nivel de gând. Mă iertați, din păcate nici nu poți da înapoi. Deja, pentru că nivelul de înțelegere și treapta de dezvoltare spirituală nu-ți mai permite să te întorci înapoi, pentru că provocările sunt pe altă treaptă. Da, 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 nu-ți permite, știu, da. Cristina, da, mintea divină nu vrea nimic pentru sine, deci nu își urmărește un avantaj. Pe dar noi parte, nu avem chiar. Stai puțin, cârpa doar iubește, deci numai cârpa este smerită, numai cârpa ajunge în rai. Dacă numai cârpa ajunge în rai, de ce femeile nu vor în raiul? Poți să-mi răspund? Păi, da. Deci viața pe pământ depinde de femeie. Uite-te și la animale. Femeile sunt cele care sunt apărătoarele speciei respective. Dacă ele nu s-ar dărui cu turtul și nu s-ar supune masculului, atunci specia dispare. Că este o problemă de energie. Că dacă dă energie, atunci masculul va fi mascul, va fi regele animalelor și va putea să supraviețuiască. Altfel moare. În momentul în care niciun animal, nici o leoaică, nu își permite să conducă masculul, pentru că dispare automat. La oameni e pe dos. Bun. Deci dacă ca să se ajungă în rai, trebuie să fie o cârpă. Ce o poate determina pe femeie să fie o cârpă? Pentru că ea consideră că cârpa este cel mai umilitor lucru de pe lume, în condițiile în care Dumnezeu se face cârpă în fața noastră și ne ține în viață în momentul când dormim. Sau ne ține tot organismul în funcțiune. El se face cârpă și noi nu putem? Să spun eu? Își dă seama că de fapt murim cu toții din cauza asta. În momentul în care ea devine masculină, deja se răstoarnă, primordialitatea s-a răsturnat. Adică pământul e mai presus decât cerul, ceea ce nu se poate. Și începe moartea. Murim cu toții. Da, tu ai dreptate, dar eu zic așa, din experiența mea, eu nu cred că noi cu adevărat credem în rai sau iad sau în viața de care urmează. Eu nu cred. Pentru că eu cred că dacă noi am fi avut experiențe sau avem sau am crede în viață că mai urmează altceva, totul pe planetă ar fi altfel.
Noi, marea majoritate, credem că totul se încheie aici, Marius. Degeaba ne ascundem. Dar Cristina, N-avem trebuie întâi ne... să fie, femeia trebuie să fie întâi o cârpă ca să poată să ajungă să vadă asta. Știu, știu. Păi și atunci întreb de ce nu ia o cârpă, că ea prima dată Păi așteaptă nu să e vadă. lăsată, e pusă în poziție de Păi fruntă să conducă corporații. Din cauza asta, ca să nu fie o cârpă, ca să nu-și dea seama că totul depinde de ea, viața pe pământ depinde de ea. Și da. natura, natura ne urmează, la fel și Universul. Deci de femeie ține tot. Da. Și nu cred că va înțelege. Eu cred că va înțelege, fără să te contrazic, cred că va înțelege, încet va înțelege. Și uite, mă gândeam că dacă toți ăștia cu toate științele lor, cu tot ce ne învață pe planetă, ne-ar vorbi mai mult despre ce urmează în viața noastră după ce murim, ar fi rezolvate lucrurile. Altfel ne-am comporta, altfel am înțeles, altfel ar fi cu cârpa, că am înțelege niște lucruri. Fără experiența asta, în timp ce suntem mânate în direcțiile astea agresive și comportamental distructive, noi ne autodistrugem și pe noi și planeta și tot. Nici, parcă nici nu avem încotro. Nu știu ce să zic. Da. Valentin. Da, și totul, și chiar acum mi-a venit asta în gând, zic că oare când sau de unde, din ce neam va porni? Din ce neam va porni? Va porni oare din România? Oare românca va avea prima înțelegere? Oare femeia, arhetipul de femeie sau modelul de femeie de slujire, de acceptare, de iubire către, către divin, către soț, către copii, către natură, extinderea la natură, la cer, la univers, la tot Îți și pot răspunde eu totul se puțin? trece din... Da? Cărțile mele despre bărbați și femei sunt arse de către femei. Dacă sunt arse de către femei, înseamnă că ele ard iubirea, nu o suportă. Asta Da, ce dar alea sunt înseamnă? cazuri, Diabolizare. alea sunt excepții, Marius. Alea sunt excepții, sunt oameni netreziți care nu au avut atât de multă suferință cât să poată să aibă și nivelul de înțelegere la care se referea doamna Cristina. Și Deci eu nu aș pot. fi ars cărțile, acum 30 de ani le ardeam. Hai să nu ne Asta. mai mirăm atâta. Suntem Asta. într-o situație critică, suntem în pericol, este simplu, trebuie să înțelegem, sigur că da, înțelegem ce trăiește femeia, bărbatul, nu știu, că dacă nu înțelegi profund, te miri. Zici cum adică? Niciun cum adică. Există în ea o neînțelegere, o neștiință, o necunoaștere, o Și o lipsă de experiență. rezistență. Și Și o doamna Cristina, rezistență. și o rezistență. Rezistența este cea care creează primul gând din suferință sau prima etapă din suferință, este rezistența, opunerea la ceea ce vine. Păi asta este lipsa smereniei. Și atunci noi știm că fără să fim smeriți, noi nu putem avansa. Mă gândesc că dacă femeia ar începe să experimenteze, să vadă un model, să înceapă să crească pe drumul ăsta și ar înțelege că după ce rezolvă niște lucruri, ea într-adevăr e regină. Adică ea chiar vede, îi vine ușor și primește ușor. Nu e așa că o să fie în sclavagismul ăsta, să zic, sau în tortura asta, teroarea asta, cumva, la nesfârșit. Da, mult timp, da, ani de zile sunt programe, ștergi, te chinui, te nu știu ce, dar decât să te chinui din ego, mai bine te chinui urcând. Adică, na, te chinui urcând o scară, urcând către ceva. Și când reușești să parcurgi ce ai de parcurs, care fiecare un sac cu nevoință, când reușești să parcurgi, efectiv, printr-o dinamică, nu știu cum, inexplicabilă, se schimbă tot. Tot. Și absolut, oameni care te supărau, te enervau, te chinuiau, se schimbă complet. În casă, adică vezi cumva răsplata, hai ca să mă exprim așa, pentru lucrul ăsta. Dar de aia zic, prima dată trebuie să treci prin travaliul ăsta, să înțelegi că fără nu se poate, na, altfel o să rămâi așa, în această suferință, neputință și practic necunoașterea puterii tale, a minunăției tale, practic, că nu te cunoști. Da. Da, și cât de prețioasă este viața fiecărui om,
Și cât de prețioasă ar fi dacă el ar avea înțelegere? Cum se poate face acest salt cristic în masă ca fiecare femeie să înțeleagă că poate să salveze pământul prin supunere? Da, cred că am ajuns în situația în care am vrea să ne salvăm pe noi. Noi, femeile, suntem atât de torturate de propria noastră necunoaștere, ignoranță, viață. Fiecare dintre noi suntem efectiv terorizate sau torturate de interiorul nostru și de ce vedem în jur, bineînțeles, de toate greșelile făcute, știute, neștiute, încât cumva am vrea o rezolvare rapidă, ceea ce nu se poate, decât Dumnezeu poate dacă vede acolo o mare nevoință. Și, cum să zic, parcă nici nu ne mai pasă atât de tare decât de la un anumit nivel de restul lumii. Pentru că fiind atâta de, cum să spun, fiind atâta de măcinat de toate problemele ca femeie, vreau să spun, 40 de ani, 30, 20, adică la niciuna nu ne-a fost bine. La niciun, cu mici excepții, să spun așa. Dar, în general, am fost într-o măcinătoare cumplită. Nu ne-a fost bine niciodată. Noi nu cunoaștem această stare în care ți este bine, pur și simplu. Să n-ai dorințe, să n-ai griji, să știi că toți care ies de la tine din casă ies pe ușă și Dumnezeu are grijă de ei și vezi că e bine. Și... Noi nu cunoaștem această stare. Din N factori, N cauze. Și atunci dacă îi povestești cuiva, zice că ai deraiat. Ce sunt aceste chestii? Ce? Pentru că sunt străine. Ne sunt străine aceste lucruri. Da. Valentin. Da, foarte, foarte profund și acum când vorbea doamna, mi-a venit în minte că toată această înțelegere a unei femei, a unui om în general, de fapt ce se întâmplă e ca și cum Dumnezeu s-ar uita printr-o lupă și ar vedea o luminiță aprinsă și acolo trimite situațiile pe ce să-l dezvolte și să-l provoace. Oricum, părerea mea este că se uită cu o lupă enormă. Noi nu realizăm că nu vedem așa și nu suntem obișnuiți. Încă o dată vorbesc din cazul meu. Am văzut că la nivel de gând ești sancționat sau recompensat. Efectiv, la nivel de gând. La nivel de gând, de comportament, de atitudine, la nivel. Adică fiecare chestie asta nu trebuie să ne sperie, din contră, să ne încurajeze, pentru că noi îndată ce ne transformăm și pur și simplu avem doar gânduri care sunt pro, constructive, armonioase, o altă stare. Cred că îi spuneam și lui Marius. Deci trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne ia pe stări. Adică nu că suntem români sau suntem francezi, pe stare, ce conțin eu, ce este în mine. Nu pe altceva, ambalaje, Pe avocați, lepădarea de doctori. sine ne ia. Pe nivelul de Da, pe lepădare de lepădarea de sine. sine, pe golul ăla, dar nu știm să-l facem, Marius. Nu știm, nu știm. Acum învățăm. Ne căutăm să fim plini în loc de goi. Da? Da. Valentin. Da, deci este complicat. Eu nu știu dacă acest mod de abordare poate să ajungă la oricine, dar, din păcate, munca, să zicem, munca noastră sau a celor care, să zicem, cu modestie spun, care înțelegem aceste lucruri, cred că în asta costă, asta ar însemna adevăratul voluntariat, să poți să ajuți oamenii să înțeleagă lucrurile astea și să faci ceva în sensul ăsta, pentru că nu toată lumea poate să înțeleagă. Eu cred că ar fi suficient să înțelegem noi și atunci toată lumea se deșteaptă. Da, că dacă lumea este, noi suntem schimbarea pe care vrem să o vedem în lume, da, în modul ăsta, da. În Noi modul în suntem care lumea. eu Fiecare din noi este toată lumea. am... Exact. Noi suntem 8 miliarde de oameni, sunt 8 miliarde de lumi. Modul nostru de a ne relaționa la ceilalți oameni, la celelalte lumi, nu este simplu. Aici este vorba de o înțelegere care vine din trezire, din prezență, din această pace, din starea de a sta în inimă, din acceptare, din înțelegerea că lumea aceasta este până la urmă o simulare și noi trebuie să dăm niște examene.
Problema este că în momentul în care lumea începe să se schimbe de jurul nostru, este aceea în care noi ieșim din dual. Și asta se face numai prin înțelegerea faptului că noi nu suntem niciunde. Adică prin noi se fac lucruri, prin ceilalți se fac lucruri asupra eului nostru, egoului nostru, noi de fapt nu suntem niciunde. Când ajungi la această stare, dar aceasta este cea de cel mai mare echilibru posibil și de permisiune, de permisibilitate, atunci înaintează Dumnezeu când noi ne retragem. Exact cum spunea Părintele Asenie Papa Cioc, da, până când adevărata putere este lipsa de putere, când eu se retrage, înaintează Dumnezeu. Dai eu și ei Absolut. putere, spune el, dai eu și ei putere. Deci atunci încep schimbările din viața noastră când noi nu mai vedem vinovați, răi, rău în lume, nici pe noi nu ne mai vedem vinovați, când lăsăm viața să fie așa cum Deci, este. dai eu și ei putere este că nu mai ești cineva, ești nimeni. Adică. Exact, ești tu nimeni. Atunci se schimbă lucrurile. Nu e neapărat nevoie să lucrăm direct asupra exteriorului, să facem ceva pentru el. E suficient să te schimbi tu și atunci milioane de oameni se vor schimba în jurul tău pentru că suntem o ființă comună. Cristina, care e părerea ta? Asta este aceeași, sigur că da, dar încă o dată eu spun la nivel practic că sunt niște etape, atâta tot. Adică dacă ai fost ca un hamster care te-ai dus mereu înapoi, așa, către spate, acum trebuie să te întorci o iei înainte și trebuie să faci de multe ori chestia asta, mult, 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 ca să te rescrii pe interior, să te rescrii, să ai niște experiențe, să uite, dacă mă întreb pe mine, eu de ce mă las? Ce ți-e așa de greu să te lași? Sau ce ți-e așa de greu să... Pentru că de 1.000 de ori am trăit lucrul. Eu nu mi-era ușor. Poate alții trebuie de 200 de ori să trăiască lucrul. De exemplu, de ce nu te contrazici? De ce? Pentru că de 612 ori am văzut cât de bine e să nu te contrazici. De aia nu mă mai contrazic. Și așa le-am învățat pe toate. Retrăind, trăind, trăind. Dacă mă întreb de ce nu știu ce, de ce de aia, că am făcut de 1.615 ori. M-am săturat, am văzut cum e treaba și înțeleg. Și practic altceva, din înțelegere, din experiență, din... Pentru unii oameni e nevoie de un an de zile, pentru alții de 30, alții într-o noapte. Văzut, se schimbă așa într-o noapte. Deci totuși cred că trebuie puțin o integrare a acestor lucruri. Că dacă dai niște comenzi, da. Mamă, ești fantastică. La ultimul nivel aici pe pământ și dincolo în cer este să fii o cârpă, adică să fii un prost. De ce oamenii nu vor să fie un prost? Ca un Că vor prost. să se ducă la mol. Ce Vor să fie ultimul la mol. nivel mai? La mol sau altundeva, nu știu, nu ultimul nivel. Na. Dacă nu ai această preocupare, adică n-a pus-o Dumnezeu cumva în tine sau nu manifesti, chiar nu te interesează. Ești pe Netflix, ești la mol, ești... Eu n-am treabă cu aceste lucruri, doar că ele trebuie să fie la fel de importante cât e și partea spirituală, adică plus cu minus la fel. Mă preocup de Dumnezeu, de mine, de suflet, tot la fel de mult cât mă preocup de, nu știu, exterior. Mă preocup de aceste lucruri. Nu le împart. Da. Deci e momentul în care noi nu o să mai vedem un rău în lume și îl lăsăm pe Dumnezeu să ia și rolul de a merge la Netflix și la mall, îl lăsăm Da. să practice tot ceea ce vrea el, de-abia atunci probabil că va începe schimbarea lumii în bine. Da. Toate aceste lucruri și pe mine mă enervau. Încă o dată îți spun, deci când ești pe anumite trepte din astea, trebuie să înțelegi, te enervează tot. Absolut tot. Nu înțeleg. Din ce cauză noi nu vrem să lăsăm pe Dumnezeu să meargă să bea bere cu prietenii sau să se ducă la Netflix, să se uite toată ziua la Netflix și să nu ne ajute pe noi? De ce nu vrem să lăsăm? În primul rând, pentru că vrem ca celelalte să fie într-un anume fel și noi nu avem acest drept. Noi vrem lucrul ăsta tot timpul, Deci să Dumnezeu fie face tot ce ca vrea mine. el. Se uite la Da. Netflix, bea bere cât vrea el, da? Da. Și din, uite la femei, de exemplu, din faptul că educă copii și vrea să-i facă pe ăia mici cum vrea ea, cum știe ea, după aia educă toată planeta. Pe toți vrea să-i facă cum știe ea, cum vrea ea, cum. Dacă bărbatul vrea să se, dacă Dumnezeu vrea să se ducă după femei, de Da. ce femeia nu lasă pe Dumnezeu să se ducă după femei? Sau nu știe că e Dumnezeu acolo?
Nu știe și e și greu testul ăsta, nu vreau să-l banalizăm așa, că nu este așa chiți-chiți, să suporți aceste lucruri, nu este, până le înțelegi de ce ți se întâmplă, până doi, noi nu încurajăm aici la o imoralitate pe canalul ăsta, să fim toți imorali și nu știu ce, ci pur și simplu trebuie să înțeleagă sensul, tema unor lucruri, tema, Păi dacă asta vrea. este tema, că divinul pătrunde totuși, este și în omul acela. Deci Da. nu poate fi criticat. Deci ordinea lumii nu poate fi pusă mai presus decât ordinea divină, oricum el face ce vrea. Deci degeaba ne Da. opunem noi că va face ce vrea. El se va opune cu forța opoziției noastre. Ca să ne Da, dar arate că gradul. el este și acolo. Eu știu, dar gradul meu de înțelegere a acestor lucruri scade foarte tare atunci când eu iau foarte multe pălmi de la viață. Eu sunt foarte năucă și eu nu mai am capacitatea să înțeleg. Înțelegi? Și eu atunci, fix atunci trebuie să înțeleg. Ba, e bine, e bine, e corect, mergi mai departe. Dar nu de la Știu că viață nu. ia femeia pălmi, palme. Ia palme de la Dumnezeu. Da, știu. Știu. Nu-i Încerc să aduc convine? o. E o problemă de credință la femeie. Întotdeauna e o problemă de credință. E o problemă de credință, dar totuși până ajungi la nivelul la care să te predai complet și în situații bune, nebune, să nu le împarți, este. E un traseu, cumva Deci așa, nu cred. credința, să definim credința, nu înseamnă să mergi la biserică, să faci milioane de rugăciuni și de liturghii, credința ce este? Credința Să nu te iei de este. Dumnezeu. Da. Credința este să nu-ți faci nicio grijă secundă de secundă, nicio grijă, pentru că totul se întâmplă la perfecție. Deci să n-ai acest stil de griji, să te predai așa în fiecare moment. Da. Deci tu vrei să spui că noi îl condiționăm pe Dumnezeu și încercăm să-i impunem să facă ce vrea, ce vrem noi? Păi e imposibil. Bine, oricum am observat lucrul ăsta, uite, mai spun atât, că noțiunea asta de plan, că am un plan, direct o împușcă. Niciodată nu se. Noi doar ni se pare că mai ne iese câte ceva din când în când. Deci, în momentul în care am văzut la mine, am zis, uite, am un plan să fac asta, asta, am un plan. Deci, când vii cu asta, am un plan, direct te-a pleznit pe podea, direct. Că nu există asta cu, uite, am eu un plan și vreau să fac eu nu știu ce. Trebuie să te lași condus. Dus, condus, lăsat, purtat, Cred că așa cum oamenii e. ar trebui doar să nu ia lucrurile personal, să nu creadă că Dumnezeu le face lor personal ceva, ci ego-ului lor, care are pretenții, are așteptări, vrea ceva de la el, situația corectă ca lucrurile să intre în armonie și să n-aibă niciun fel de probleme în viață este să lași pe el să hotărească, să nu le faci nicio grijă niciodată. Că asta înseamnă adevărata credință, nicio grijă. Non-intervenția. Nu este ușoară non-intervenția. Non-intervenția vine dintr-o anumită înțelegere profundă și dintr-o pace interioară. Nu pot să. Adică, Da. la ce stimul este, la ce stimul, la ce îți vine din Matrix, din lume, este foarte greu să te Te păstrezi prinde. în această stare. Te Da, prinde. da. Te prinde. Da. Adică tu până ai această, cum să zic, șansa asta, chiar să nu te mai atingi, să nu mai intervii, să nu știu ce, tu trebuie să fii lucrat mult pe tema asta pentru că te prinde. Deci non-intervenția asta, așa cum spuneți, exact așa cum spuneți, este ca un automatism, un instinct. Instinctiv. Instinct. Intervii. În fel și chip, nu știu cum, tot felul. Corectezi, gândești, împarți, zici bine, rău, muți, tragi, împingi, chestiile alea. Adică Îți ca să. trebuie foarte mult, îți trebuie foarte mult exercițiu. Da. Fapt, în Da. momentul în care zici că îți trebuie foarte mult, înseamnă că nu-ți trebuie deloc. Tot ce Da. avem. Nu, ca să ajungi la nivelul deci organic, tu ești acolo, nu intervii. Deci Da. la ce educație și ce programe ai avut, deci din școală, din familie, școală, biserică și așa mai departe. Deci Toată este ca și cum logica, ai fi. toată logica umană, lumii acesteia, toată logica trebuie inversată, trebuie răsturnată, nu e adevărat nimic. Nimic, nimic din ce se spune nu e adevărat. Trebuie șters, trebuie șters totul și început de la început, pentru că cei care au avut cunoașterea aceasta și au condus lumea, ei au ocultat chestiile astea. Deci lumea acum începe să află că tehnologia, internetul permite, dar gândiți-vă că oamenii au fost ținuți cu capul în pământ secole, mii de ani. Principiul după care funcționează lumea zice că nu e bine.
Orice zice că nu e bine. Iar principiul invers divin este acela că Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, deci totul este bine în fiecare clipă. Și dacă vorbim pe cuvintele Sfântului Serafim de Virița, totul este de la mine. Deci tot ceea ce vine din față de la divin și nu poate fi comentat. Așa cum spunea Cristina, este interzis să comentezi exteriorul. Adică nici măcar nu te poți împotrivi. Nu există decât acceptare. Așa, Cristina? Da, așa e. Dar ca să înțeleg și eu lucrurile astea, am atacat exteriorul de nu s-a văzut. Am făcut la corecții toate împotriva mea, toate mi s-au întors, toate așa, adică, cu dată zic, în 34 de ani de practică sunt 7 catralioane de minute. Na, în fiecare minut făceam, tot timpul făceam, ba greșit, ba negreșit. Bine, până la urmă nu-i nimic greșit, că înțelegi lucrul, totul e bine, segale, opusele, atât a fost nevoie, am înțeles. Dar trebuie să experimentezi, da. Erai puternică? Sigur că eram. Ce le făceai? Ce le făceai bărbaților? Hai că e frumos. E frumos, sigur că da. Ce păi le făceai? Cum adică să nu fiu puternică dacă eram premiantă, șefă de promoție, rezolvam tot ce mi ieșea în cale, cum să-mi pun problema că aș vrea să devin slab? Cum? Așa, dacă mă apuca o nebunie. Dar eu tot mi-am pus problema și am zis, bine, măcar pe exterior, să mă ocup, să mă te-a făcut ocup. slab. Da. Da, este absolut normal, pentru că tu dacă ai de trecut prin niște chestii și de, eu știu, metaboliza suferință sau de ajuns la o înțelegere sau așa, atunci ți se dau tot felul de chestii în traistă ca să vedem ce faci cu ele. Doar că eu, cum să spun, șansa mea a fost că am folosit totul, adică am făcut pe dos mereu. Mereu eu am mers pe contrasens, n-am vrut să fac ce face lumea, mi-am pus întrebări, așa, chestiile astea. Însă totuși aveam o parte profesională, o parte de relații, aveam mintea mea, adică na, funcționam pe golă greu. Da. Deci dacă am fost puternică, da. Chiar dacă stau să mă gândesc, așa este foarte, era foarte greu pentru tine să ajungi să fii slabă. Imposibil. Imposibil. Eu dacă mă gândesc acum, era imposibil. Da. Eu știu și cum mi-am pus problema, m-am gândit, fii atent, eu n-am talente să pictez, n-am talent să desenez, n-am nu știu ce talent, dar aș putea, de exemplu, să încerc să-L urmez pe Iisus. Că mi-a zis că putem toți și că e pentru toți. Și m-am pus așa, știi, eram foarte mică atunci, am zis, ia să fac lucrurile astea, că a zis că se poate și că și făceam. Îți dai seama că nu știi cum, că nu înțelegi, când ce, când cum. Aoleu, păi te încurci de numai. Dar eu făceam tot timpul, deci eu 34 de ani am zis, nu, eu trebuie să verific lucrurile astea, să înțeleg cum e cu smerenia, să înțeleg, dar între timp trăiam în Matrix, da. Deci te lăsai în frântă, așa, așa de puternică cum erai, aveai cum reușești să te lași călcat în Am picioare? Învățat de la Isus, am învățat, dar nu mă lăsam în interior. Înțeleg? Mă lăsam așa, adică tu veneai și eu te lăsam să mă contrazici și să mă cerți și să dai cu tine, eu te lăsam. Dar eu în mintea mea mă gândeam că nu-i cum zici tu. Înțeleg? Nu eram de acord. Eu luptam cu tine în interiorul meu, în cap, în minte, nu știu ce. Nu ca în prezent, înțelegi? Acum vii și zici, îmi plac libelulele și eu zic, da. Sau orice. Și de acord orice acum? Da. Bine, stai să nu zicem că nu sunt acum la ultimul nivel nici eu, dar în principiu nu mai mi-este greu. Asta vreau păi să dai spun. Lui Dumnezeu din fața ta dreptul să fie, da, să hotărască El ce vrea El? Păi eu zic că mă antrenez pe sectorul ăsta, nu știu ce să zic, mă antrenez mereu. Mai e ceva acolo? Dacă mai am ceva? Rezistență, da. Rezistență? Îi mai Așa dai sfatul lui Dumnezeu? Îi mai... A, nu, nu, nu. Capitolele astea le-am încheiat cu corectatul, cu sfaturile, cu modificările, cu... Adică sunt foarte acomodată în rolul ăsta, nu? Și Unde mai înțeleg sunt probleme foarte... acum? Unde mai sunt probleme? Păi așa, dacă mă întrebi acum, în momentul ăsta, n-am. Nu găsesc ceva să identific, dar poate dacă mă gândesc, găsesc ceva ce... Na, am în neregulă sau nu înțeleg sau... Dacă apare un conflict în fața ta, lupți, te aperi sau cedezi? A, nu, nu, nu. Nu avem nicio treabă. Nu mai e problemă. Conflictul, în primul rând, că știu că n-ar trebui să apară în mod normal, adică mi-e un barometru ăsta. Doi, că dacă apare, vine doar ca să mă verifice, să mă scoate din starea asta, știu exact. Deci ține de maestria mea
cât mă pot De păstra arta sabiei, de arta sabiei. viața sabiei. Da. Arta Și păcii. tot timpul când vorbesc despre mine, vreau să zic așa că nu vreau să creez un precedent sau să zic ceva grozav. Vreau doar să zic că cumva că e posibil, că putem până la urmă, că cu toate erorile, căderile, nu știu ce, femeia poate să facă niște salturi, poate să ajungă la o înțelegere, poate. Poate, atâta tot. Deci, cu alte cuvinte, stați foarte mult lângă Arcaș. Da, stau în carcaș. Să nu vă atingă săgeata, cum ar veni, indiferent ce provocare ar fi săgeata respectivă. Da. Încă o dată spun, am o purtare foarte mare de grijă, dar acum nu mai îmi este atât de greu ca înainte, când tu ești pe niște tărâmuri care se mișcă, tot timpul se mișcă, se mișcă, se mișcă, se mișcă, din față vine rău, din spate vine rău, din direct, se mișcă, că se mișcă în tine încă, adică în tine există programe, critici, judecăți, suferințe vechi, nu știu, multe, multe, multe lucruri. Și atunci, na, adică oricât te chinui la exterior, tu cu interiorul ataci. Adică chestia asta așa, cum să spun, profundă, de aceea și vedem, cred că și la călugări și la maici, așa că le vine foarte greu, mai ales la partea feminină, foarte, foarte greu, de aia nu reușesc. Și sfinți sau, mă rog, greu. Acum, să nu punem etichete că e greu, că e ușor, că Dumnezeu știe pentru fiecare și îl schimbă pe unul într-o milisecundă și gata. Dar nici să nu banalizăm. Pentru că, și mai zic asta, eu consider că această variantă hristică adusă de Isus este un next level. Adică când a venit, acum 2000 de ani, a zis, bine, ați tăiat viței, ați făcut jertfe, faceți ce faceți, nu știu ce, vă mai arăt o cale. Calea aceasta e prin mine, adică doar prin mine, prin ce am făcut eu, să faceți ca mine, cum ar veni, dar este next level realmente. De ce? Pentru că el spune, până acum v-am zis sau știați să nu omorâți, să nu ucideți, să nu știu ce. Acum vă zic, în gând, dacă ai făcut, ai încurcat-o. Adică chiar e next level. Cum să Da, spun? lumea nu era pregătită atunci. De aia se spune Nu. în spiritualitate și chiar în biserică, în religie, că Mântuitorul a greșit exitul. Trebuia să vină acum, nu acum 2000 de ani. Da. N-a greșit nimic, trebuia să vină probabil pentru că era dezastru imens. A încercat să facă și să lase un mesaj, dar noi nu l-am înțeles. L-am înțeles truncheat, n-am înțeles. Și doi, încă o dată spun, și dacă înțelegeam perfect, e next level. Adică Exact. e iubirea Exact. aceasta necondiționată și modul acesta de a fi. Marius îl tratează cu ușurință că îi aparține și e comod și confortabil acolo, dar încă o dată, pentru noi ăștia mai umani, așa, mai pământeni, avem niște forțe care ne conduc, niște mise. Da. Absolut, nu este simplu, aveți perfectă dreptate. Da. Marius, aș vrea să îmi cer scuze, dar din păcate eu nu am fost pregătit pentru emisiunea asta, telefonul meu, bateria se duce și îmi cer permisiunea să mă retrag, realmente mai sunt câteva Poți să liniuțe. încarci, poți să Da. încarci. Nu am încărcătorul la mine, nu se tac Da. acasă, sunt Am înțeles. în viață. E plecat. Bine, atunci ne oprim. Am întrebare. Puteți mâine la 1:30? Da, mâine la 1:30 mi-ai spus că facem noi o emisiune, dar nu știu Și cu dacă... Cristina. Eu Și nu cu... mai pot, Marius, Nu mai mâine, pot. pentru că, nu, din seara asta plec. De am avut o singură zi liberă și am Mamă, dedicat-o ce te-am complet. prins! Ce bine te-am prins! Da, adică n-am făcut nimic, nici brad, nici nimic, nimic, doar ca să avem răgazul ăsta. Adică chiar nu sunt, dar îndată ce revin, sunt aici și continuăm. Bine, mulțumim frumos Da. atunci. A fost foarte Da. interesant. Un an Și eu nou mai chinuitor decât acesta ca să putem să ne liberăm mai repede. da, mulțumim frumos, da. mulțumim frumos, m-am bucurat. Cristina, mulțumesc că v-am cunoscut. Numai bine. Mă bucur, domnul Valentin, numai bine.